Psalmistul David exclama când mai împreună pe orice teren, pe orice direcție putem face multe. În multe alte popoare sunt cuvinte, expresii care le place și ungurului, și neamțului, și englezului, și nouă românilor și ucrainilor, că împreună. Am găsit aici, în urmă cu 26 de ani, o comunitate, un oraș înfloritor, care după Revoluție, în primii ani, s-a angajat spre mare dezvoltare. Un oraș care în anul 67 a fost cercetat de mine fiind militar în slujba patriei. Acum sunt tot în slujba patriei, aici și în Maramureș și peste tot. Am îmbrățișat pe domnul primar atunci fiind în conducerea inspectorul școlar, dar aceasta numai în credința în Dumnezeu și în oameni. Mulțumim dumneavoastră, noi doi cu domnul primar, dânsul ca primar, eu că pe linia mea, apărem ca și smerite gazde și vă iubim, vă îmbrățișăm și bucurați-vă cu Șevcenco, bucurați-vă cu Eminescu, bucurați-vă cu Balzac sau Goethe, care a adus culturii europene multe. Suntem în Europa, steagul ne străjuiește, Lugojul întotdeauna a fost fruncea. Ne bucurăm că împreună cu domnul Vidu, compozitorul, și cu Vrădicenii, și cu familia Boldenilor, unul dintre dânsii este primarul nostru, suntem fericiți. Să fiți astăzi fericiți. Sfânta Liturghie se săvârșește în Biserica Sfântului Vladimir. Vladimir este acolo, Șevcenco ne așteaptă, el este tot timpul în sufletul nostru, în inima noastră, în mintea noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și ce bine e când suntem împreună, amin.